Se spune că umorul va salva lumea. Și e clar că într-un ocean de probleme, salvamarii sunt cei care strânesc hohote de râs. Dar avem nevoie și de un supervisor, ca Andy Moisescu! Gata, am venit, aici sunt. Aici sunt la datorie. Bună seara și bine ați venit la Pe Bune. Noi suntem, sper că ne recunoașteți, și livingul, dar și invitații. Vorbește lumea că în această seară va face minuni Costi alături de Laura. Doamne ajută! Așa am auzit. Așa să fie. Plus că, iartă-mă că intervin, ar fi o recidivă, pentru că data trecută au câștigat. Eu prefer să trăiesc din prezent. Iar tu, Cosmin, mă bucur că ai spus câteva cuvinte, pentru că el nu știu dacă o să vorbească neîntrebat în seara asta, să nu scape cumva voi indirectă din partea lui Moșu, care ne vizitează în seara asta la Pe Bune. Ai grijă! Să nu scape! Bam! Leonard Doroftei, campion mondial. Mă aflu în treabă fără adversar. Haideți să trăim în prezent. Astăzi aveți adversar. Mic drop. Hai să trăim în prezent. Situația e destul de strânsă la capitolul susținători. Cosmin are parte de 49 de susținători. Pentru că... Din care unul e al lui și 48 sunt al lui Moșu. Păi de frică au venit mai mulți. Iar la voi aici sunt 47 de susținători, Costi. Așa să fie. Bine. Așa să fie. Calitate treabă. La noi, domnule, nu cantitate. Așa că mai bine să vă fac prezentările cu domeniile din seara frumos, asta. Da. Să le vedem. Să vă fac cunoștință cu ele. Hai. Nume și renume. Epur si muove. Stresul battle vina. Ibovnici. Specii. Tropical. Meciuri. Să fie lumină. Surate, delicatese, da. Performanțe și domeniul surpriză. Da. Având în vedere că noi avem mai mulți susținători decât ei, avem acest drept de a începe. Ce vrei să luăm? Hai să începem cu ceva de mai aproape de câștig, ca să impresionăm. Nu știu, doar să impresionăm, să-i speriem un pic. Da, păi deci atunci să începem luăm... cu dreptul Moșu. Atunci luăm... Meciuri. Meciuri. Meciuri, tot. Deci că n-are nicio legătură. Moșule, fii atent, nu e ceea ce pare. Dacă o femeie viking nu era mulțumită de bărbatul său. Foarte frumos. A. Avea dreptul să-l înșele de 3 ori ca să se convingă dacă merită să-l părăsească. Bun. Sau B. Avea voie să-i tundă barba în somn, ceea ce îl obliga să stea acasă până o satisface. Sau C. Putea divorța fără probleme conform convenției sociale. Bun. Acum, la vikingi acolo era o treabă. Erau puternice, clar. La fel ca soților. Erau puternice, aveau și dreptul de a... Și aveau dreptul de a... Aveau dreptul să înșele de 3 ori. Dar era un fel de tester. Nu, de tester. Trei ori avea dreptul bărbatul să le prindă. Cu el tester. Nu facem o încercare. Azi mă duc la fane. Sau foarte frumos. Foarte Alex. Frumos. De dacă aș fi trăit în perioada aia, aș fi vorbit cu băieții. Bă, vă rog eu să... Vă rog eu frumos. Fiți praf. Chiar o iubesc, mă. Chiar o iubesc. Dacă n-ar fi avut barbă bărbații care ieșeau pe stradă sau la luptă sau așa, e clar că nu ți-ai mulțumit. Da, femeia. Bine, Leonard, eu am vrut să o tai. Nu, eu mai am un pic de barbă, adică nu... Deci tu, cum e treaba? În ritmul vostru mai... E întrebarea lor. Laura a pus ochii pe noi. Zii, mușule, lasă... Zic cum să facem aici. Mă, mi-e tare frică să mă gândesc. Cum ai fi făcut tu dacă erai viking? Da. Mai rămânea singur pe lume, spune-o. Da. N-ai fi avut nicio problemă. Nu-și punea problema să te părăsească. Dar nici n-ar fi vrut, nici n-ar fi vrut să mai încerce. Când dădea de tine, zicea gata ta. Ce aveți, mă, cu mine? Lăsați-mă în pace. Hai să luăm beu până să ajungem la ce. Hai să vedem și da, ce. Deci avea voie să-i tundă barba în somn. Da. Păi dacă avea voie, de ce în somn? Păi că... Ai voie dacă era treaz, om, cine o lăsa? Dacă ce sunt treaz, îți dai seama că nu mai dormeau săraci? Oricum nu se trezeau că erau brups de băutură, da? Zici că păi nu avea grijă să nu se trezească. Păi vikingul când venea, ce făci de la câmp? Crezi că stătea degeaba ca noi la televizor? Tu aveau un... televizor? Păi erau lângă... Aveau butoiul de vin. Hai să vedem ce ăla putea divorța în vremea aia, putea să plece femeia când vrea. Nu cred. Se spun de ce. Vikingul, viking, frate. Cum să pleci tu din casa mea? Și atunci care din cele trei? Că una e pe bune. Să-i plece femeia din casă. Mai știi, tata, ce scandal făceau împreună? Știu că este un serial vikingi, nu l-am urmărit. Este. Nu cred nici A. Divorțează-ți. Așa? Nu cred nici C-ul. Nici C-ul, da. Cred că B-ul. Cred că B-ul, nu? Păi, ăsta era numai înainte B. Să pui definitiv, ai văzut un viking fără barbă? Păi nu, nu l-ai văzut, că era o rușine maximă, că dacă se trezea fără barbă, nu mai ieșea din casă. Ce?
Și am zis, de, de, ce? Ați apăsat, be. Hai să vedem. Zi, Lora, că știai. Istoria se repetă. După ce domnii se satură de dominat, ștafeta trece la doamne. Azi patriarhat, mâine matriarhat, apoi de la capăt. Femeile viking își alegeau soții, iar dacă aceștia se dovedeau a fi bădărani sau leneși, inclusiv la pat, sau poate mai puțin heterosexuali, erau părăsiți cât ai zice pup. Iar femeia viking era susținută în acest sens de comunitate. Pa, ce uzi! Asta e, mă! Puteau divorța fără probleme! Se divorțează! Fără probleme! Dar nu numai că divorța! Era susținută și de comunitate. Tu ne-ai zis, Lora, ce e Uca și cum... Știi, și nu tu? La mișto, da. Eu nu am păcălit pe nimeni. Te-am lăsat să te păcălești singurel. Ești un geniu. Ai grijă că voi urmați. E foarte simplu, măi. Divorț. Constantin. Nume și renume. Nume și renume. Ia uziți aici. Cuvântul rosa, care în latină înseamnă trandafir. Denumește și A. Experimentul prin care Nikola Tesla a încercat să-și teleporteze menajera. Doamne ajută. Așa o chema pe ea. Sau B. Un animal de companie obținut prin încrucișarea unei veverițe cu o marmosetă. Sau C. Agenția Spațială Română. Te rog, că tu ai vrut aici. Și asta ce înseamnă? Că nu mai suntem o echipă? Păi nu mai suntem, dacă... Pe bune. Nu, nu, mă joc, mă joc. Ca să vă lămuresc că nu vreau să rămânesc cu ce. Rosa. Marmoseta e o maimuțică. Da, da. Să știți, o maimuțică. Trebuie să le luăm. Tesla cu teleportatul a avut treabă sau cu luminile? Știam altceva. Și cu teleportatul. Și cu teleportatul? Nu știu dacă a avut cu teleportatul. A încercat, mă, dar nu i-a ieșit. Nu știu, mă, eu nu pot să vă ajut, că după aia o să interpreteze. Nu știu dacă o chema Rosa și dacă era menajeră. Nu știu, că a vrut cu teleportatul. S-ar deduce. Dar el așa, are, de ce și-a teleportat menajera? De ce n-a încercat cu altceva? Da, pentru că nu mai suporta, adică... Menajera. Păi, nu-i ducea nimeni lipsă. Ai făcut curățenie în bucătărie? Poate o iubea. Da, da, domnul Tesla, am făcut. Ai făcut. Ia treci în aparatul ăsta. Că... Nu, mă, eu cred că altfel a fost. Era mai special, era Tesla așa, era mai excentric. Menajera asta împărțea între el și soacră sa. Și să ajungă mai repede, a zis, inventez eu... Așa, știu, un animal de companie. Știu cu vikingii. Stai puțin, am trecut gata, l-am Tesla, l-am le trecem pe toate trei, după care prima, repede, așa, și după le luăm ușor. Deci așa, a obținut animalul ăsta, Rosa. Păi, îți dai seama, e clar, dacă există, asta e o chestie extrem de drăguță. Dar de ce ai încrucișat o veveriță? O marmosetă, o maimuțică, hai zice. Că oamenii sunt plictisit de pisici și câini. De peturi de genul ăsta și au zis, bă... Poate poți să țină este o maimuță cu coadă stufoasă care mănâncă banane în coș de nucă, nu știu. Da, și, și e, e okay. Bine, e bine. Și de ce are veverița coada aia mare în spate, stufoasă așa? Pentru că în față stă ea. Da. E simplu, mă. Mă gândeam că vine. Vezi că vine. Băi, Agenția Spațială Română. Rosa. Ro de la România, S de la spațiu. Și a de la agenția. Da, mă, vorbim de Vestita Rosa. Ce facem? Vestita Rosa? Băi, trebuie să alegem una. Și da, zice se face un A. Am auzit un A și ce? Și acum un B. Cineva a zis B. Las D-ul. Hai de Lora, hai, că tu știi totul despre viking. Am văzut. Vrei să te duci și te-a întrerupt ceva. Eu, privirea mea. Du-te, dar... apasă. Haide, asta e, asta nu e. Cred că ai apăsat A. Nu cred că ai apăsat asta. Glumesc. Ai speriat-o. Experimentul prin care Nikola Tesla a încercat să-și teleporteze menajera. Sănătate. Dar cum a încercat acum? Da, mă, e foarte bine. Hai să vedem. Hai să vedem. România a depășit și ultima frontieră. Nu acum, ci din 1991, când a apărut Agenția Spațială Română. Pe scurt, ROSA. Este subordonată Ministerului Educației și se ocupă de tehnologie și de altele privind cercetarea spațiului. Din 2011, ROSA e membru al Agenției Spațiale Europene, așa că la prima aterizare a extratereștrilor pe continent, vom avea și noi un membru în comitetul de întâmpinare. O să fie nebuniți omuleții verzi după sarmalele noastre. Era atât de... N-am vrut să cred că... Era atât de simplu după vorbă, după port. Nu știu nimic despre spațiu, clar. Nu știu nici eu, nu știam. Nu, chiar nu știam. Și mă simt și prost că e o chestie foarte importantă, ar fi trebuit să știi. Stai liniștit, e doar începutul. Porniți odată emisiunea asta, că e totuși 0-0. Hai să vedem, delicatese. Delicatese, hai că te pricep la... Hai, delicatese, treceți la treabă. Aici putem să vă împiedicați un pic. Sigur. Din 1980, în comitatul Cornwall din Marea Britanie, se organizează un concurs de mâncat crudități, adică ochi de miel sau cărăbuși de bălegar sau urzici crude
Asta e super simplă. Există acest concurs. Cărăbuși de bălegar. Stai așa, începe cu ochii de miel. Băi, am ești cărăbuși de bălegar. Aia de sar. Da, da, da. Băi, ochi de miel. Da, tată, crud, ca lumea. Nu, de fudulie am auzit să mai mănânci, dar... Mergem crude. Pe, știi că crude sunt aia care își dau drumul așa pe, și alergă cu roata aia, de, arunc cu roata de cașcaval și fug după aia și se tăvălesc care. Ori fi aia, trebuie să mănânci și urzici, n-ai cum. Și pot să mănânci și cărăbuși de bălegar, că noroi, am văzut alții care s-aruncă păi și noroși. Păi sunt în păduri, n-au bun de până găsește bălegarul. Asta este concurs specific, adică este un concurs de mâncat crudități da. Și ori mănâncă ochi de miel, ori cărăbuși de bălegar, ori urzici crude. Una din trei. Crude, frate. Dar cum mănânci? Parcă îi văd cu fustițele alea, așa cum alea cu coșulețul, cum alea și adună... Păi nu, că alea s-a adunate. Sunt adunate, le-ai pe masă, hai. Pe locuri fiți, gata, start. Bă, ciorbă de ochi de miel ați întâlnit? În filme, da. Așa, am bravo. Văzut. Cu bravo. Filme. Indiana Jones. Bravo, tată, uite că știe, moșu. Vorbim despre Asia. Da, da, acolo era o ciorbă, aici e... Asta, nu. Crud, tată, crud. Păi da, e concurs care mănâncă mai mult. Sigur că e scârbos. Mă gândesc măcar. Dacă răbuși de bălegar îi vezi mâncând? Îți demonstrezi bărbăția acolo. Cred. Da, dai seama, dacă te duci la vânătoare de cărăbuși. Da, dacă e problemă cu ochii, cum e la cărăbuși ăștia. Da. Ce ori zici crude, zici bine tu, dar pe de altă parte zici că seama... nu-i mai intră limba la loc în gură. Îți dai seama că limba ca limba, dar și cu mâna, le iei tot cu mâna. Da. Deci tu mâna și limba nu mai folosești? O săptămână cel puțin, mănânci totul pasat. Eu... Tragi totul prin ochi de miel. Ochi de miel, ochi de miel. Dacă iau miel frumos și nu știu că le scoate. Acum să scoți ochiul ce la miel. Ce vi s-ar părea cel mai dificil din astea trei? Hai să o luăm așa. Zi, moșule, ce luăm? Ce-ți face cu ochiul? Cărăbușul? Ce-ți face cu ochiul ăla de miel? Cu ochiul ăla de miel? Mă fac vegan. Ce ziceți, mă? Ce, ați auzit de ceva? A? Ochi de miel? Da. Ochi pentru ochi și miel pentru miel. Hai. Ce zici că asta e? Să știi că mielul merge cu urzici. Hai urzicile, să vedem. Dar nu știu, poate că... Da, nu, am întrebat ce ai fi luat. Ineditul concurs de mâncat urzici crude are loc în Cornwall în fiecare an și oferă loc la start oricui se simte în stare să devoreze cât mai multe frunze. Regula e simplă. Câștigă cel care a mâncat cea mai mare cantitate într-o oră. Bărbații ar putea spune că sunt în dezavantaj, pentru că nu ei, ci femeile au limba mai înțepătoare. Wow! Băi, băiatule, deci trebuie să ai ceva rezistență. Trebuie să ai limba aspră. Da. Probabil prima dată pișcă, după care, nu știu... După care nu mai zici nimic. Na, e, băi, ceva tot. Și... Na. Da, asta este. Sau poate nu pișcă noi toate. Noi jucăm la zero astăzi. Nu bei ceva. Dată. Înainte bei ceva. De pe mai mult. Poți să și înainte curaj. Și după și... Dar tot e 0-0. Hai, hai, Costi, hai mă, hai mă. Faceți ceva voi, măcar voi. Ceva... Nu, hai să luăm ceva care sună, uite, tropical. Asta tropical. Nu pot să refuz, hai. Eu nu refuz palmierii tropical. Niciodată. Vă rugăm. Tropical. Vacanță. Perfect. Sună da, da. Aole. Pentru a-și atrage partenerele, masculul păsării liră. Atât. Le atrage cu dolari. Se ușurează în cerc, iar femela reacționează în funcție de perfecțiunea cercului. Da, sau B, poate imita zgomotul produs de motoare, alarme de mașini, camere foto sau drujbe. S-ar fi bun pentru noi, mă. Sau ce? Construiește un mic hamac din crenguțe în care cele două păsări se pot legăna. Deci la B și la C trebuie să ne dăm seama de ce face chestia. Dar luăm sigur, cu au. Să intrăm în capul unei păsări și să înțelegem de ce. Da, hai să pornim cu au. Deci sunt 10, să zicem, masculi. Bin? Și face fiecare cerculeț. Și ea, mă, dar tu femela. Vezi de când încerci să faci cerculețul dacă e... Ai mai tremurat, știi cum e. E clar, ești singur din cursă. Deci tu dar până ce să vrea pasărea de sex feminin să vadă prin această dexteritate de a crea? Precizie. Precizie. Asta vrea să vadă. Artă lor. Ochii sau nu, știi? Că da. Ea oricum nu are. Da. Da, foarte bună asta, mulțumim. Ea vine și se uită la circulă, zice, a, slăbuț? Ce ai făcut aici? Păi nu știți, doamnă, că eu sunt răcit. Ieși. Tu? Ia uite, băiatul, interesant. Poate să fie tu și o formă de control, de autocontrol. Dacă poți să tragi un cerc perfect, da, înseamnă da, da, că știi ești... să te stăpânești. Da, și loialitatea, după cum știm, este foarte importantă pentru pasărea lira. Mănâncă prost, că trebuie să mănânci un pic mai amestecat cu câteva zile da, înainte. Da, da, ca bere să... cu iaurt, cum ar să veni. Să te porfotească la că stomac. Că te duci la cucerire și atunci bam! Normal că... Hai. Ia ziceți, băieți, șeful nostru! Dar să zic că faci și repetiții înainte, știi? Nu da, merge da, așa oricum da, care vrei. De aici te-ai dus. Deci rotație, e bun. Rotație. E bun asta. Hai, beu, vedeți. Beu! De ce ar fi nevoie de imitat mașini, drujbe? Nu, nu, ea nu probabil, nu știe neapărat că imită. El așa face el. Om. Așa sună poliția, și noi zicem, poliția, ai, uite-mă, motor, mașină, cameră, foto.
Și ai ce care? Care face așa? Care face așa? Oprește-te sau ești fals. Vin la tine. Da? Ia-mă! Și de ce face sunetele astea atât de agresive de pentru urechile noastre, dar atrăgătoare pentru partenerile lor? Că e disperat. Pentru că nu sunt mai unii lângă alții. Tu trebuie să pe tine trebuie să te audă din alt copac. Băi, trebuie copac. Să luăm. Acestea fiind spuse... Be. Are sens. Pasărea liră face eu. Veneau peste mine, nu știu dacă ați simțit asta. Veneau peste mine, valuri. Am simțit, deci am e ales. E bine, așa să fiți la toate, cu variantă clară. Dacă nu e asta, plecăm toți acasă. Noi am fost mâinile voastre în acest moment. Hai, hai că n-aveți ce pierde, sunteți la zero. Pe bune. Există cazuri în care bărbații imită bogăția ca să cucerească o femeie. O mașină scumpă împrumutată sau niște haine scumpe. La o primă întâlnire mai merge, dar mai departe ce facem? Ei bine, întrebarea forte este de ce masculul păsării liră imită tot felul de zgomote complexe, cum ar fi cel de drujbă, alarme de mașini, motoare sau blițuri. Poate că femeia simte fluturași în stomac de la zgomotul de drujbă. Sau pur și simplu este o demonstrație de abilități. Bravo! Nu cred! Foarte frumos! Bravo! 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 A plecat! Am început, în sfârșit, concursul a început. E clar, s-a spart gheața. E bine. Hai să vedem ce alegi acum, dacă alegi ceva. Ibovnici. Ibovnici. Poate nu știți. Au luat. Ibovnici. Conform unui sondaj realizat de o revistă americană pentru femei, 52% dintre acestea, A, femei, consideră că soțul lor nu este sufletul lor pereche. Da, l-au luat din greșeală. Sau B, se îmbracă mai seducător la funeralii decât la nunți. Sau C, susțin că își agresează din când în când soții cu acceptul lor. 52% dintre femei. Deci, e bine, e o revistă americană. Acum... Nu, da, probabil e un studiu în spate. Eu cred că au pus pur și simplu așa, știi? Spun că soțul lor nu este sufletul lor pereche. Pot să cred asta. Pot dragoste să cred că... din tinerețe, da, cum a știi, fost povestea ta viața. Suntem au parteneri. Fost, da, au fost 2-3 fluturași, au murit. Să da, dai s-au lecrăniți pe drum. Lumină. Și pe aia zic, bă, ce caut eu lângă ăsta? Te vezi că vorbești numai, da, numai tu vorbești. Iartă-mă. Da, iartă-mă că intervin. E ca și cum ai spune că 49% 48. Cred în suflete pereche. Nu, nu e ca și cum. Mai sunt și alte variante. Mai sunt și alte variante. Dar 52%, băi, e un procent. Da, e mare. Nu, eu vreau doar să spun că dacă e așa, e trist. Da, poate să fie ce trebuie. Avem aici un om cu experiență care a mai trăit și prin alte țări. Da, da, corect. Poate... Mi se pare mult mai interesant B-ul. B-ul. Se îmbracă mai seducător la funeralii decât la... Susțin că se agresează din când în când soții cu accept, cum să mă agresezi, bate-mă sau cum? Mai sunt. Mici agresiuni de seara. La tine seara, seara frumos, ne întâlnim și lasă-mă să te agresez puțin. Cum să nu, draga mea? Eu aș merge B-ul. De ce? Adică tu vrei să zici că femeile sunt mai dichisite când se duc la o mormântare, nu? Te gândești la funeraliile din filme, unde ele sunt? Sunt în negru, negru e destul de sexy. Au pe ochi, pălăria, nu știu cum. Fuste scurte, n-au o problemă cu... Până la genunchi, nu. Joacă la mormântare până le sare coliva din buzunare. Nu, că nu sunt cu coliva la ei. A scris, la mormântare ai puțin timp la dispoziție să acționezi. Să faci impresie. La nuntă toată noaptea, îți dai seama, nu trebuie să depășești frumusețea miresei. Și de la merg pe ce am văzut în filme. Zi, tata. Se îmbracă mai seducător la mormântări. Mi-a plăcut... Ai văzut deja trailerul? Da. Hai să vedem noi acum care e răspunsul pe bune. Împlinirea în dragoste nu e ușor de atins. Mulți fac compromisuri și se cuplează mai degrabă după criterii financiare. Alții nu cedează și caută dragostea totală. Cert e că până la urmă, atracția sexuală se cam epuizează și rămân respectul, comunicarea și prietenia. Dacă acestea n-au fost din start criterii de bază, atunci perspectivele nu sunt deloc roz. Conform unui studiu, 52% dintre femeile zilelor noastre susțin că soțul nu le este sufletul pereche. Plânge Romeo, suspină Julieta. E tristă asta. Ai avut dreptate. Știu că nu vă place adevărul, băieți. Da, așa e, a? Laura, Laura, încă o dată. E la american, sunt departe. Da, mă, ce bravo. Știu ele? Ce știu ele? N-am auzit așa. E tristă pentru că aici au rămas în continuare la zero. De asta ne e. Ne zic că jucăm la zero. Ne merge mintea numai la prostii. Adică nu e ca și cum ai zice, noi avem 200, adică nici noi... Avem 2000 și noi... N-am sărit. Dacă jucam X și 0, dar pe 3 era, aveam o diagonală. Da.
Când se îmbolnăvesc, furnicile fac orgii scurte și dese și astfel se regenerează. Mă oprește de că ești livid, ce cu tine? Ai mers imediat, ai o aură de licurici în jurul tău, da, luminează perfect. De unde e vorba aia, ce față de licurici ai? Da. Vă dați seama să înceapă toată lumea să-și pună câte o lună? Nu există așa ceva. Aia, frate, păi fiecare puțin, face ce vrea. Stai, frate, dacă eu pot să-mi pun lună, care e problemă? Un dispozitiv pentru răcirea testiculelor. Nu poți să ți o pungă de gheață, trebuie să inventeze cineva așa ceva. E extremă punga de gheață. Intri în carantină singur. Vezi, nu înțeleg. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Să fie lumină? Of, Doamne, de ce? Să fie lumină. Hai. Ne place lumina. Hai, mă, bine, să fie lumină. Pentru a revoluționa iluminatul stradal, chinezii asfaltează orașele mari cu pavaj fosforescent. Se poate. Sau B, au inventat ploaia nocturnă cu licurici artificiali, niște nanobeculețe zburătoare. Sau C, vor să lanseze pe orbită o lună artificială. Poftiți, descurcați-o pe asta, tatu. Le luăm pe rând. Clar, nu vă impacientați. Eu sunt în ploaia de licurici acum. Deci, mai ales când mergi cu mașina, te ajută ăștia mult. Da. Pentru că da, trebuie să mergă alea ștergătoarele ca nebunele, știi? Stai puțin, tu te-ai gândit că ea pică așa ca bolovanii, bam, direct jos? Zboară, mă, frumos și-ți luminează. Și scade așa, tată. Și seara fluieră. Precum iluminatul inteligent de la mașină. Și stau la o anumită distanță. Ai mers imediat, ai o aură de licurici în jurul tău, da, luminează perfect. De unde e vorba aia, ce față de licurici ai? Da. Băi, băiatule. Ar fi frumos. În schimb, luna. Luna! Și dacă, stați un pic. Și stați dacă puțin, deci luna este un, o chestie care stă, ea nu se, nu? Noi ne învârtim. Sau cum? Ea se învârte? Toată lumea se învârte în jurul nostru. Și încă o lună? Bravo, moșule, asta e. Băi, noi nu ne învârtim în jurul nimănui, mă. Lumea se învârte în jurul nostru. Dar ce treabă are cu luna originală? Las-o pe aia. O văd numai chinezii sau cum? O fixează acolo că ei dirigează. E ca un proiector, te gândești tu, nu? Ca un proiector uriaș. Când e zi, o sting, da, colegilor. Să nu cumva să o vadă altcineva de noapte în altă parte a globului. Consumă aiurea. Și apasă la click și s-a stins luna artificial. Păi vă dați seama ce înseamnă asta pentru cei care au bani să plătească reclamă? Că apare pe lună, direct. Dacă asta e adevărată, ce, dacă asta e adevărată și cineva va avea ideea să apeleze la ea ca să facă declarații de dragoste pe luna artificială? Probabil da, eu. Da, a fost prima, a bun. Să trăiască. Șeful banilor. Fără număr. Fără număr. Șeful la bani. Frumos, da, pe luna așa. Păi și cum ajută asta cu iluminatul stradal dacă cineva are bani și se strică lumina? Păi cu ce ajută? Băi, acum, na, licuricii, pavaj fosforescent. Da. Este o idee foarte bună. Asta te poți ghida după el. Deci îl vezi seara, dar nu, nu faci lumina. Luna faci. Voi vă dați seama să înceapă toată lumea să-și pună câte o lună? Da, mă, dai seama. Nu există așa ceva. Nu există. Stai puțin. Băi, stai, frate, dacă eu pot să-mi pun lună, care e problemă? Exact. Îmi pun lună. Lună, gata. Să vedem. Poate e un proiect Luna, se va numi. Astăzi China este o mare putere economică, iar iluminatul stradal nu mai e suficient pentru viața de noapte tot mai dinamică din marile orașe. Tocmai de asta, chinezii vor să lanseze pe orbită prin 2020 o lună artificială. Mai exact, un satelit destinat doar orașului Chengdu, care va lumina de 8 ori mai tare decât luna naturală. Adio, întuneric palpitant! Băi, ești de mult? Tată! Da. Băi, tată, băi! Tatăle comandă! Mamă, frățioare! Băi, ce facem noi? Ce facem noi? Hai să facem și noi performanță. Da. Performanța de a depăși zero ăsta. Măi, că mergem pe stres noi. Vrei? Stresul bate-l vina. Gata. Stresul bate-l vina. Să scăpăm de stres. În Coreea de Sud, ca să scapi de stresul cotidian, da, te poți costuma în Pokémonul preferat, ca să fii vânat într-un parc de distracții. Nice. Sau B, poți comanda un bullying surpriză după metoda cui pe cui se scoate. Sau C, te poți interna într-o pușcărie falsă. Asta cu Pokémonul cred că s-a cam fumat, nu știu, n-am mai auzit pe nimeni cu Pokémon. La noi? Era. Nu, în general, în online, la televizor, știu că era isterie. Asta cu pușcăria, păi te-ai într-o cameră singur de nebun, scap de stres acolo dacă te duci singur? Păi, moșule, poate sunt oameni care au fetișul ăsta tot. Bă, cum o fi la pușcărie? Că e rupt de realitate și ai scăpat și de stres. Eu aș merge pe A. Pe A cu Pokémonul? Da, pe ăștia sunt nebuni, ăștia au inventat, ăștia au... Respiră, bea. Adevăr că e o cultură cu totul aparte în Coreea de Sud, cel puțin. Desene animate cu Pokémon, filme cu Pokémon, nume de Pokémon, fețe de Pokémon. Deci tu zici că asta e au, nu?
asta i-ar ajuta, păi, să te îmbraci într-un Pokémon și lumea zice, să-l vânăm, da, să-l... să scap de stres. Dar asta că să comanzi un bullying, da. Da, mai faci și la un moment dat unii încep să te împingă, să te vazjocorească, să... Voi n-ați făcut glume în facultate, în cantonamente? Ce glume să fac în cantonamente, moșule? Doamne ferește, cum poți să spui așa ceva? Nu se fac glume în cantonamente, acolo se antrenează lumea serioasă. Da, mă, sigur că da. Eu nici n-am fost. Da, asta e pe ideea că, na, ești oricum stresat, da? Și mai vine unul să-ți mai dea, să spună temelie, îți comanzi un alt stres. Îl luăm pe ăsta? Voi ce ziceți? CU? Te poți interna într-o pușcărie falsă? Cum să-ți treacă stresul să te duci acolo? Te duci acolo ca să apreciezi viața ta din libertate mai mult și atunci te duci, gândești, plângi, frate, trebuie să fii mai recunoscător. Tu ești stresat. Tu ai 3 zile la pușcărie, după aia ești alt om. Da, doar am intrat în rândul lumii, ai văzut? Am pus și acolo. E experiență. Cum credeți voi, mă? Dar nu îmi permit să vă ajut. Care rost? Nu vrem. Știu că nu-ți permiți. Vreau să văd, vă descurcați voi, că nu, da, mi se pare, mulțumim, atât de dificil asta. Luăm ceu. Hai, mă, ceu, la urmă, te poți interna într-o pușcărie falsă. Hai să vedem. Orașele mari sunt ca niște malaxoare. Te seduc și te consumă. Vrei mai mult? Rezistă stresului. Te mulțumești cu puțin? Rezistă stresului. În Coreea de Sud, unde e plin deja de zgârie nori, devin tot mai populare pușcăriile false, numite Prison Inside Me, unde te poți interna câteva zile ca să scapi de stres. Acolo comunici doar cu colegii de celulă, porți uniformă și dormi pe o saltea subțire. Meniul e și el minimalist. Budincă de orez la micul dejun și un cartof dulce pentru cină. O blasfemie, ar zice unii. Dar de ce să nu treci puțin granița la frații coreeni din Coreea de Nord? Deci, tată, e tratament all inclusiv. Moșule, îți dă și de mâncat că la pușcărie. Tratament frumos să te prinzi. Te bucuri așa. Tergi cartofi. Pe ce pușcărie e atât neserioasă? Auzi, mă, ce pușcărie e aia, mai? E pușcărie serioasă dacă nu-ți dă și omor? Păi nu poți să știi. Dar eu cred că ai bonus. Eu cred că ți alegi din ăla. Zici, și-aș vrea și cu bătaie... puțină. Bonus, cu precizarea, da, să nu dea la față. Da. Vreau cu bacon și bătaie, dă-i. Performanțe, gata. Performanțe, am luat. Am uitat să zic. Am luat performanțe. Mark Roberts este un performer mai puțin obișnuit care a realizat o serie de 69 de picturi folosind 4 tipuri de fluide corporale personale. Sau B, poate remorca o limuzină cu ajutorul părului de pe piept. Wow. Performer, tată, nu se încurcă. Sau ce, a dat buzna pe teren complet dezbrăcat la 560 de evenimente sportive. Nu 1-2. N-am auzit de băiat, dar acum hai să le luăm ușor. 69, ăsta mă încurcă pe mine, numărul ăla. E pus la derută. Da. Fluide corporale deci personale. Deci 69. Fluide, stați puțin. Salivă, transpirație și sânge. E, dacă e un costum de slăbit pe tine, dai 3 kg imediat. Că ar mai fi, dar nu vrei să le scoți pe... Am zis numărul 2. O mai fi pus și vă o culoare, da, pe lângă ele acum, că nu scrie doar. Da. Stop. Am zis stop de atunci. Da. B. Am doar filmulețul ăsta cu el care încearcă să ia tirul și eu ia zic 3, 2, 1... Ha! Ia uite. M-a omorât. Că s-a dus cu tot. Păi mai încearcă o lună viitoare. Da, e un fel de epilat. Revin, lăsați așa că revin. Bă, dar nu tir, mă, limuzina, mă. Na, mai, ce mai contează, limuzina? Păi cum, ce mai contează? Mă? Tot grea e și... Eu cu părul de pe piept. O limuzină undeva la 3-4 tone lejer. Bă, eu nici o mașină de jucărie n-aș putea să trag... Știi? Hai. Ceu, a dat buzna pe teren cu... Băi, asta e o performanță. Eu știu un tip, deci așa deja îl știu, deja, băieți. Măi, dement. Eu pasta cred că o văd cu ceu. Și B-ul îmi place. Jumper. Mi-ar plăcea să văd asta, cum remorchează. Cum îi se trage păr de pe piept, așa. Băi, eu sunt mai... Na, artist fiind, mă duc în zona asta. Muzică clasică și pictură cu sudori. Singura chestie e de ce s-a oprit la 69. Poate că omul și-a fi propus să ducă până la 70, dar dacă n-a mai fost material. Da, corect, asta zic. Oprește-te că ești livid, ce-i cu tine? Da, exact. Hai să facem niște transfuzii, tu nu vezi unde ai ajuns. Mark ce vrei Roberts. Tu? Dacă vrei B-ul, mergem pe B. Să știi că îmi place și mie. 3, 2... Îl vezi, stai. Îl vezi pe nena ăla mare cu părul și se laude cu... Da, îl văd, cu... din păcate îl văd. Păi dă B-ul atunci dacă îl vezi. Păi îl... Bine, gata. Gata, a luat B-ul și noi luăm filmul. Le văd pe toate, toate pot fi. Cât să pierdem? Oamenii țin la intimitatea lor, dar nu chiar toți. Unii vor cu orice preț să-și împărtășească intimitatea cu toată lumea, deseori sub pretextul unui manifest și, dacă se poate, în fața unui stadion întreg.
dar ar fi prea sec să-i numim exhibiționiști, fiindcă ei se numesc de fapt streakeri. Iar cel mai prolific streaker este britanicul Mark Roberts, care deține toate recordurile posibile. El a dat buzna dezbrăcat la mai bine de 560 de evenimente în toată lumea. Face treaba asta de 25 de ani și chiar se descurcă. La streaker, să te descurci înseamnă să alergi cât mai în zigzag și să te lași cât mai greu prins de forțele de ordine. Băi, asta e. Da, asta e. Nu-i nimica. Oricum sunteți înainte. Putea fi oricare. Putea fi, așa este, da. Toată lumea evită Epur. Epur Simove, hai. Epur Simove. Move. Un combustibil revoluționar folosit de englez pentru transportul în comun este obținut din A. Compot de pelin sau B. Dejecții umane sau C. Terci de meduze japoneze. Terci de meduze japoneze. Compot din pelin. Compot din pelin. Asta, compot, știu, ăla de vin. Bea, și nu mai bagă la, bea direct. Păi da, dar dacă poți să folosești combustibil și mai puțin poluant, ai vrea să mai folosești mult găsești dejecții umane decât. Păi și crezi că nu este, din dejecțiile umane nu e poluant? Miroase puțin, nu da. Dar ce contează? Nu mai poluăm? Da, s-a obișnuit. Da, te obișnuiești. Dar stai mă puțin, e procesat totuși. Nu cred că pur și simplu le pun în rezervă. A, voi vă gândiți că așa miroase și la după ce au fost gazele arse? Da, unde roagă, se știe? Îți dai seama cine muncește acolo, cât de tare e? În timp ce merg, la un moment dat șoferul zice, băi, e cineva, vrea cineva la numărul 2, că suntem pe minus aici. Eu aș merge pe B, aș merge. Lasă-mă să miroasă bogăție la noi. Cum e? Cum se procedează? Nu pot să spun acum toate bine formulele, că mi-a durat mult. Sunt patentate și plus că e pe bani treaba. Clar. Hai să vedem. Adevărul e că englezii chiar fac treabă cu autobuzul ăsta, care e mai prietenos cu mediul și consumă un combustibil mai ieftin. Un plin de rezervor poate fi făcut cu biogaz provenit din 5 toalete. Primii cu ideea au fost însă scandinavii, care au o mulțime de puubasuri. Știa Shakespeare ce spunea cu e ceva putred în Danemarca. Putred, dar bio. Bravo, moșule! Bravo, moșu! 1000 la 1000. Simplu, oricum simplu, dar felicitări. Hai, mai aveți 3 variante, vă rog să alegeți una dintre ele. Ce vrei? Ce vreau? Să câștig duma acolo. Vrei să ne facem o surpriză? Vrei să-mi faci o surpriză? Da, vreau. Da, Doamne, vreau. Surpriză. Domeniu surpriză. Doamne, să fie plăcută. Și eu sper. E foarte frumoasă. Filozoful și matematicianul grec Pitagora avea o fobie legată de A, cifra 1, despre care zicea că e ascuțită ca un ac și poate răni creierul din interior. Sau B, fasole, fiindcă spunea el, flatulând, pierdem energie și o parte din suflet. Sau C, genele măgarilor albinoși. Băi, una e pe bune. Cifra 1. Băi, adevărul că descrierea e foarte drăguță. Spui 1 și 1 face deranj în cap. E ascuțit, are dreptate. Știi că el a lucrat cu 2 mult. Pe teorema lui Pitagora, și evita pe cât posibil să. Dacă avea nevoie, chema pe cineva din altă cameră, te rog eu frumos, trece chestia aia care nu-mi place mie, știi tu. No! În schimb, asta cu fasolea mie îmi place pentru că așa e, o metaforă aproape. Știi, mi-ai auzit că oamenii mai zic asta cu, băi, frate, eu am... A ieșit sufletul din el. Am auzit că toftează trupul, am auzit. Ce-a fost, frătețea? A ieșit sufletul din el. Doamne, am crezut că nu se mai termină, am crezut că moare acolo. Omul era și filozof și matematician pe deasupra. Mare. Deci cumva avea ambele emisfere ale creierului funcționale, știi? Da. Un om mai echilibrat ar crede așa ceva despre fasole. Dar care ți se pare ție sănătoasă? Și fasolea, aici, să știți că este ceva foarte din bucătăria greacă. E prezentă, e prezentă. Inclusiv aia cu Bob Mare. Cea mai frumoasă frică e asta. Când el, din greșeală, la un moment dat, în timp ce lucra la ceva, scăpa una. Știi? Era... Și era... Nu, că tu ziceai, ce ai făcut? Domnul Pitagore, ce s-a întâmplat? Sufletul! Prinde-l! Prinde-l, bagă-l înapoi! Au, l-am încă o bucată de suflet. Doamne! Aleg ca un capitan ce sunt. B. Hai, să vedem. Hai. Toți oamenii mari au avut probleme mari. Sigmund Freud era oripilat de ferigă. Elvis Presley avea mereu impresia că îi miroase gura. De fapt, unde nu-s probleme, nu e nici dorința de a depăși ceva. Dar ce te faci dacă ți-e frică de fasole, cum i-a fost lui Pitagora? El credea că flatulând
Omul pierde energie, dar și o parte din suflet. Drept urmare, a trecut-o pe lista neagră, adică a eliminat-o din alimentația lui și a adepților săi, care s-au conformat fără să scoată un sunet. Pitagora a crescut băiat deștept. Fii atent, băi, a scos-o nu numai din alimentația lui, ci și din alimentația adepților săi. Doamne ajută! Băi, fasolea, mă! Vezi ce bună e fasolea, de fapt? Mie îmi place fasolea, mă rog. Foarte bună fasolea. Surate! Surate! Când se îmbolnăvesc, furnicile A. Fac orgii scurte și dese și astfel se regenerează. Sau B. Își alertează suratele și colonia părăsește cuibul. Fugiți. Sau C. Intră în carantină izolându-se de restul populației. Foarte simplu. Începe de la un strănut. De la un strănut. Cineva scapă un strănut. Hopa, orgie! Dar dai seama că mai are și strănuturi. Și strănuturi nea la fake. Că era unul care, bă, mă, parcă am chef de nebuni. Da, exact. Ia să mă dau, da. Suflă în trompete, adunarea în mușuroi. Da, bea, a 10 ore, la un moment dat, zice cineva, bă, mă, ăsta cred că ne minte. Da. Pe altfel bolnăvior, pe altă parte. Da, nu știu ce să zic. Își alertează suratele și colonia răsește cuibul. Dar e frumos și așa. Da. Că și da. Aici poți să exagerezi. La ce puteți cumva? Ia uite-mă și tocmai zugrăvisem proaspăt. Da, 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 să alertezi suratele. Da, sunt sigur, milioane de furnici. Păi se duce din gură în gură. Ba, surioară. Casa e gata. Surioară. Surioară. Păi da, mă, se duce din gură în gură, cum ar veni. Și moșule, e o tehnică bună dacă mă întreb pe mine. Îți dai să mai lași, să aprovizionează bine cămara plină tot și când e totul gata, funcționează Hapciu. Instalația electrică, tot curge apă caldă. Vine una ce? Hapciu! Gata, da, păi nu zic. Dar de-a dacă era orgie în timpul ăsta. Nu, cred că te-ai îmbolnăvit-o mai acum. Da. Mergem pa? Mi-mi place. Nu știu, stai să vedem asta cu intră în carantină. Să închidem, mă, să închidem camera aici și plânge. Bă, el e foarte smart, adică e clar că se știe că furnicile sunt... Orgii fac astea. Să învățăm de la furnici până la urmă. Multe, da. Noroc că nu sunt mai smart decât sunt, pentru că la număr ne depășesc. Noroc că nu fac orgii, că altfel... Mă, și dacă fac? Bună așa întrebare. Drept. O specie foarte senzuală. Lora, lasă-mă în pace. Și așa sunt în urmă. Mă, cum se mulțesc astea? Cum se mulțesc? Da. Nu știi că iubirea vindecă. Da, vindecă. Da. Ți-ar plăcea, ți-ar plăcea să fii furnică în cazul ăsta, te îmbolnăvești? Da, n-ai bă. Bună, da. Două, nu, da, mă, dar te-ar ajuta să fii neficat. Ele pleacă de acolo când e una ceu, bună. Ceu, eu zic ceu. Că ceu, da. Ceu. Intră în carantină, ea se izolează. Da. Gata, a zis moșul, s-a luat. Ia uite-mă, și pregătisem, deci aveam glob de ăla să pun lumină pe el pentru a... Mă rog, hai să vedem. Scuze. Ordine ca în furnicar, nici la soacră în sertar. La furnici totul e aranjat perfect. Rolurile sunt distribuite clar. Fiecare își face datoria cu dedicație și seriozitate. Iar dacă o furnică se îmbolnăvește, intră în carantină și se izolează de restul populației. Au mai fost observate furnici care au lins alte furnici infectate. Au avut o ușoară infecție, apoi au dezvoltat anticorpi, protejând restul cuibului. Poftim, formă de vaccinare în natură. Bravo, moșule! Asta e, tată. Bravo, mă. Bravo, moșu. Ce să mai? Bravo. Tu cât te bolnăvești, nu te izolezi? Big up. Give me five. Ultima încercare. Specii. 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 Pentru a crește fertilitatea bărbaților, cercetătorii polonezi au inventat A. Un dispozitiv pentru răcirea testiculelor. Sau B, o terapie care combină acupunctura, clisma și muzica lui Chopin. Sau C, un sirop ce mărește viteza spermatozoizilor. Drum bun! Deci, având în vedere că eu nu sunt bărbat... Pentru răcirea. Când sunt probleme pe zona asta, nu e recomandat să faci dușuri calde. Asta știu. Deci, dar faci duș rece, iată, era inventat deja dușul. Rece. Da, dar asta e că e un dispozitiv, tu îl ții acolo. Deci nu poți să ții o pungă de gheață, trebuie să inventeze cineva așa ceva. E extremă pungă de gheață. Ai pus pungă de gheață, te duci acasă. Fixezi o altă temperatură, pernuță de aia. Nu te mai duci acasă. E prea mult, dacă pui gheață e prea mult, îți zic. Hai că să mergem să ne culcăm acum. Intri în carantină singur. Dar B-ul, mă știu să spun. Ai funcționat, băieți, B-ul? A dat drumul și la un Chopin. Foarte senzual. Pac, vine băiatul și cu acupunctura și cât rezolvă la cineva. Și zici, asta e, abia acum am înțeles da, viața. Da, noroc cu muzică. Vine de undeva și te mai relaxezi, că restul nu e plăcut. Eu cred că și ceu are sens. Da, eu știu, asta cu ceu eu...
Un sirop ce mărește viteza spermatozoizilor. Practic, tu... Îi transformă niște veritabili piloți de Formula 1. Adevărat. Le dă foc la coadă, cum ar veni. Nu cred că e nevoie de un dispozitiv să răcim ceva. Băi, asta mie mi se pare drăguț așa, ca chestie, știi? Mi se pare drăguț că pun un radiator acolo. Pac. Dar nu e radiator, un răcitor, un cooler. Un răcitor. Un cooler, poate da. Poate unul portabil, mă, poate le nici nu știe lumea, știi, tu îl porți mereu după tine. Păi asta mă gândeam. Sau de un zoom de ciudat de la tine, de acolo, dar ales okay. Da. Am lăsat telefonul pe vibrații. Aplicație mobilă, turație, chestii. Eu sunt fetiță, eu cred că logic este ce? Da. Fetițele când au probleme iau un sirop de deci ceva. Deci pentru a crește fertilitatea. Băi, asta ajută cu dușurile, dar aici mi se pare prea la prima mână, adică dușurile așa, dar merge. Ce? Mergem pe ce? Asta e. Ce ați luat, tata? Pe A. A. Da. Hai să vedem. Ai dat pe A? Da, mă, îmi place pe radiatorul, ce? Cu aia. Dar nu e radiator, radiatorul încinge. Stimați domni, dacă vreți să fiți mai fertili și vă prisosesc $300, puteți încerca acest dispozitiv. Se montează sub lenjerie, cam ca un suspensor. Trebuie purtat măcar 12 ore pe zi și asigură răcirea testiculelor cu 1-2 grade sub temperatura corpului. Răcire care e necesară pentru a produce celule de reproducere. Cum și unde le folosiți, nu mai e treaba cercetătorilor. Cred, ia uite-o! Ia uite-o! Hai să-i dăm să vedem! Hai! A venit momentul să votați pentru că am pregătit întrebarea finală. Da. Acum are sens. Vara, când e cald. Da, dar eu îmi vara... se părea doar drăguță. Asta fi... Sau când alergi. Să ai ceva acolo, să fie răcoare. Curaj. Curaj. 500 e ok? Mulțumim că ne-a spus. Bravo. Da, știu ce ai făcut acolo. Atât am avut curaj. Dragilor, sunteți pe cale să aflați. Nu cred că ai făcut asta. Că Henio este o comunitate de femei care chiar și la 70 de ani Costi, Cosmin, vă rog frumos să nu pierdem timpul, votați. Domeniul pentru întrebarea finală este curaj. Curaj. Vă rog, deci curaj cu la curaj vot. Curaj votăm. Hai, rapid. Hai. Tot avem toți banii? Cu curaj am votat. 500, mă. 500 e ok? Dacă riscăm? Da, ce bine, Laura. Mulțumim că ne-a spus. Bravo. Am întrebat, mă. Nu, așa. Gata? Hai, atenție, încep să enunț. Hai, enunță. Henie este o comunitate de femei care chiar și la 70 de ani A. Da. Participă la concursuri de patinaj viteză. Da. Sau B. Îmblânzesc cai sălbatici. Sau ce fac scufundări în ocean fără tuburi de oxigen. Ce și-am dat drumul la cronometru. Au mai rămas doar 10 secunde. Aveți o singură variantă corectă de răspuns. Și o alegeți în 5, 4, 3, dacă 2, e, 1, la tine, cu el. Stop! Hai să vedem întâi ce ați pariat. 1500 de lei. Ce tu ce? Costi. Păi nu știu. Și un leu, un atât leu, am Cosmin. Avut curaj. A fost pe curaj, atât am avut curaj. Un leu, un leu. Ce aia? Da, dacă cumva vă înșelați, da, hai să vedem ce ați ales. Știu ce ai făcut acolo. Am zis să... Nu cred că ai făcut asta. Deci Costi a luat A... Și Cosmin? Ce putea să fie? Ce mi se pare mai? Ce? Deci nu cred... Dragilor, sunteți pe cale să aflați că Henio este o comunitate de femei care chiar și la 70 de ani... Și tu ai zis cu fundări, nu? Da. Okay. Hai, cum vedem? Patinaj viteză. Oh! Faci cu fundări în ocean fără tuburi de oxigen. Moșu! Da, tu ai lovit-o? Campionul! Ia uite picioare! Ce am făcut? Campionul! Am dus împreună! Moșu, mă! A fost o plăcere să pierd cu tine! Colo-fei! Bravo, tată, bravo! Moșu, ești tare, hai încoace, ce să mai felicitări! Era băiatul sigur pe el. Știi cum? N-ai făcut exces de cuvinte, dar când a fost cazul să lovești, ai pus punct. Ai stat în meciul și când a fost pac, de aici ai dat-o din șel. Pac și m-a ascultat. Bravo. Asta faceți cu fundă. Bravo, mă, bravo, frumos. Mi-a părut bine de cunoștință. Nu fi trist. Nu sunt foarte bucuroasă. Da. 1500 un leu. Sunt ai voștri. Și ca să nu vă certați, o să primească fiecare câte 30,6, câte 30 de lei și 60 de bani. Eu zic că
S-a mai luat 30 de lei. Mai am o singură curiozitate. Care e amănuntul care v-a rămas în minte după emisiunea asta? Cu ce zic? Eu vă zic, Luna. Aia artificială. Și da? Eu la fel, da. Cu Luna era. Luna. Mie furnica. Furnica, da, mi-ar fi plăcut să fie varianta. Varianta. Cu aceste gânduri bune le mulțumim celor doi invitați, Laura și Leonardo Roftei, Costi Dită, Cosmin Natanticu, sunt Andy Moisescu. Mă înclin, voie bună! Bravo!